Bună și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Așa cum v-am zis și în videoul anterior, pentru luna aceasta mi-am propus să pregătesc rețete care să nu conțină ingrediente de origine animală și vă propuneam chiar și un exercițiu în care, chiar dacă poate nu țineți post sau nu aveți o alimentație bazată pe plante, să încercați să mâncați măcar o dată pe zi fără produse de origine animală. Așa că astăzi vin cu o altă propunere și vreau să pregătim chifteluțe de legume. Pentru a pregăti aceste chifteluțe vom avea nevoie de următoarele ingrediente. În primul rând de un dovlecel. Eu am aici un dovlecel mai mic care cântărește aproximativ 300 de grame. Apoi de cartofi. Eu am aici 3 cartofi medii pe care i-am păstrat în coajă pentru că așa urmează să îi gătesc. Iar împreună cântăresc aproximativ 300 de grame. În jur de 70 de grame de morcov. 60 de grame dintr-o ceapă de mărime medie, un cățel de usturoi, în jur de 70 de grame de bulgur, iar dacă nu aveți bulgur, îl puteți înlocui foarte bine și cu orez. Voi mai avea nevoie de 50 de grame de pesmet. Eu am aici un pesmet integral pe care l-am făcut acasă. Am să vă las un card pe ecran ca să vedeți exact cum am procedat. Mărar. Eu am aici mărar congelat, aproximativ 10 grame. Boiat de ardei dulce, aproximativ o linguriță de ulei, sare și piper. Voi începe întâi cu tocatul cepei și am să o tai cât mai mărunt. Urmează acum morcovul, iar atât pentru morcov cât și pentru dovlecel voi folosi răzătoarea. Dovlecelul îl voi răzui cu tot cu coajă, l-am spălat foarte bine și am tăiat extremitățile. Și odată ce l-am răzuit, urmează să-l pun într-o strecurătoare pentru a se scurge de lichid. Cât timp am lăsat dovlecelul să se scurgă de apă, pe aragaz mi-am pregătit 2 oale. În una dintre ele am pus cartofii și i-am acoperit cu apă. Îi voi fierbe cu tot cu coajă până când se pot stârpunge foarte, foarte ușor cu furculița. Iar în cealaltă oală voi adăuga bulgurul, toată cantitatea, împreună cu 180 ml de apă. Am adăugat ceva mai multă apă pentru că vreau să obțin un bulgur foarte, foarte bine fiert. Peste bulgur voi mai adăuga și puțină sare. Iar acum pot să dau drumul aragazului. Mi-am pregătit aici o tigaie pe care am lăsat-o să se încingă. Voi adăuga ceapa și morcovul răzuit. Peste acestea voi adăuga 2-3 linguri de apă, astfel încât să ajut legumele să se înmoaie fără să adaug ulei. Legumele s-au mai înmuiat și au schimbat și culoarea. Apa s-a evaporat în totalitate, așa că pot să opresc focul. După ce cartofii s-au terminat de fiert, i-am curățat de coajă și i-am lăsat puțin să se răcească și cu ajutorul unei furculițe îi voi zdrobi. Peste cartofii zdrobiți urmează să adaug morcovul și ceapa pe care i-am gătit înainte. Bulgurul fiert. Și bineînțeles să nu uităm de dovlecel pe care l-am lăsat la scurs și după cum puteți vedea a lăsat destul de mult lichid. Îl voi lua în mână și îl voi mai stoarce puțin. Peste acestea urmează să zdrobesc usturoiul și
și eu îl voi pune într-o presă. Voi adăuga apoi mărarul. Pentru început, jumătate din cantitatea de besmet, iar la nevoie vom mai adăuga. Voi adăuga ardei dulce. Voi adăuga aproximativ jumătate de linguriță și, bineînțeles, sare și piper. Voi amesteca totul astfel încât să obțin o pastă. Cam așa arată compoziția odată ce am amestecat totul foarte, foarte bine. Mi-am pregătit alături o tavă pe care am tapetat-o cu hârtie de copt, iar besmetul care mi-a rămas îl voi folosi pentru a înveli chifteluțele. Și încep să formez bile. Voi lua compoziție cam cât încape într-o lingură și cu mâna încep să le formez. Cam așa arată. Le voi trece prin besmet și le voi pune pe hârtia de copt. Voi proceda la fel cu toată compoziția. Cam așa arată chifteluțele odată ce am terminat de format toată compoziția. Eu din toată compoziția am obținut 19 chifteluțe, însă depinde, bineînțeles, de cât de mici sau de mari vreți să le formați. Și ce îmi rămâne de făcut înainte să le gătesc este să le pulverizez cu puțin ulei. Le voi găti la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 20-25 de minute sau până când s-au rumenit frumos deasupra. Chifteluțele s-au terminat de gătit, le-am scos din cuptor și le-am lăsat puțin să se răcorească. Ele arată cam așa. Eu zic că sunt destul de apetisante și vreau să și gust una. Sunt crocante pe exterior și destul de moi în interior și haideți să vedem cum sunt la gust. Sunt foarte bune. Îmi place foarte mult că sunt crocante pe exterior, dar cu toate acestea sunt destul de moi în interior și zic eu, datorită cartofului, pentru că dă acea textură de piure, dar sunt foarte gustoase și îmi place că se simte fiecare legumă în parte. Eu sper să le încercați și voi, aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii și, bineînțeles, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați un like, să-i dați un share pentru a ajunge și la prietenii voștri și, așa cum știți deja, vă aștept și pe grupul de Facebook Alina Fulberti Community, vă aștept și pe Instagram, pe TikTok, iar rețeta de chifteluțe nu uitați că o găsiți și încărcată pe aplicația Eat&Drag și o puteți adăuga foarte simplu în meniul vostru. Până la următorul video, eu vă spun, pa!